Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 50 de cenți Beatrix Willem Alexander, emitent antilele olandeze pe perioada reginei Beatrix și regele Willem Alexander. Monede de circulație standard între anii 1989-2016. Compoziție oțel placat cu bronz, greutate 5 grame, dimensiunea 24 de mm, grosimea 1,85 mm, formă pătrată cu colțuri rotunjite, orientare aliniere monedă, sus, jos. Pe avers este o plantă cu fructe, o floare de portocal în cercul central, litere în jurul cercului exterior, model între cercul exterior și margine. Literele sunt Nederlander Antillen. Arcul și săgeata aparțin lui Chris van Dranen, maestru monetăriei Royal Dutch Mint. În dreapta avem marca monetăriei regale olandeze. Pe verso avem valoarea în interiorul cercului central cu mărgele. Fiecare colț conține o coajă. Colțurile din stânga și din dreapta conțin data împărțită. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1989, produsă într-un număr de 315.000 bucăți, cu o valoare nominală de 1,70 $. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 9 și 40 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!